asta s-a înălțat, dragi prieteni. Astăzi, 2 iunie, suntem în orașul Comănești, la restaurantul Șoimu, pentru o sărbătorie pe doamna Florentina, cu prilejul ieșirii dânsei la pensie. Surpriză din partea copiilor, din străinătate. Haideți cu noi să vedem cum va reacționa. Puteți veni un pic până la noi? În această zi specială, în care treceți la o nouă etapă a vieții, mie, cum îmi place mie să spun, la cea de-a doua tinerețe a vieții, cineva care vă iubește foarte, foarte mult, mi-a trimis la dumneavoastră o surpriză. Cine credeți că a fost? Copiii dumneavoastră din Italia. O să vedeți dacă ați ghicit sau nu. Vă rog să luați tortul, fără emoții, și superbul aranjament. Dacă puteți să-l țineți, dacă nu, o să rugăm pe Domnul. Și avem și o șampanie pentru dumneavoastră, ca să nu stați cu mâna goală. Pe lângă toate aceste cadouri, avem o melodie însoțită de un mesaj. Și atunci o să vă dați exact seama cine ne-a trimis în această zi specială. Anii nici nu știu când au trecut. Multe primăveri s-au dus, multe lacrimi bucurii s-au scurs. A doua tinerețe a început, 16 ieri eu am avut. Am iubit ce mi-a fost drag în viață, anii trec, îmi trece un tren prin ceață. Am iubit ce mi-a fost drag în viață, anii trec, îmi trece un tren prin ceață. O înțelegere cu anii am trăit. A doua tinerețe a început, totul pare ca la început. Doar când mai strigă fiul meu cel drag, doamna ce-mi trece al meu brad. Anii trec, treci un tren prin ceață. O înțelegere cu anii am să fac, am să-i trăiesc, trăiesc iubind cu mare drag. Dar cum să-i rog să-mi dea un răgaz, în sufletul meu tânăr am rămas. Lume tu n-o poți opri, tinerețe ai o poveste, când încă mai poți iubi. Roata vieții fuge, fuge, nimeni nu stă în calea ei. Lume, lume, tine.
mesaj frumos pentru dumneavoastră. Scumpă mamă, ai trecut într-o nouă etapă a vieții tale. De cele mai multe ori, când ceva se termină, începe ceva mai frumos și mai interesant. Unii numesc această perioadă pensie, dar cei mai mulți dintre noi o numesc fericire pură. De acum înainte vei avea tot timpul din lume să îl dedici lucrurilor care îți plac și te împlinesc. La mulți ani fericiți și sănătoși la pensie, scumpă mamă! Te iubim foarte mult! Surpriză din partea copiilor, Ovidiu și Florin, a nepoților și a nororilor dumneavoastră. Dacă doriți să le transmiteți ceva? Le mulțumesc și iubesc enorm. Nu este dor de ei. Aveți mari emoții. Da, nu i-ați mai văzut de mult pe copii. Da. Așa este. Aproape 3 ani. Aproape 3 ani. 2 ani. 2 ani. E greu. Dorul de mamă e... Doamna Florentina, pensie lungă, să vă bucurați de tot ce ați realizat până acum în viață, să aveți parte de multă sănătate și fericire, vă dorim. La mulți ani! Mulțumesc.